Mulțumim, Domnule, pentru încă o zi în casa de rugăciune, în locul unde totodată putem să învățăm din Cuvântul Sfânt. Astăzi, studiu biblic, lecția a șaptea, din tematica imagini apocaliptice, persecuția sfinților. Cartea Apocalipsa a fost scrisă în vreme cruntă de persecuție și ea prezintă un lanț al prigonirii celor credincioși, al poporului lui Dumnezeu. În capitolul 1, Ioan descrie momentul primirii Apocalipsei, locul în care se afla pentru numele Domnului. Citim capitolul 1, versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În aceeași carte, în capitolul 6, imaginea se mută în locul de așteptare al martirilor și citim versetele 9 și 10, unde este scris astfel: când a rupt mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Și despre cei care urmează, este scris în continuare: fiecare din ei s-a dat o haină albă și le s-a spus să mă odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. În asemenea situații există un verset reprezentativ care are o aplicabilitate concretă în vremuri de persecuție, 14 cu 12. Noi tot timpul trebuie să fim credincioși, dar în asemenea situații credința îmbracă forme noi. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. În restul istoriei, ne referim în mod deosebit la cei 2000 de ani de istorie a Bisericii, dar dintotdeauna, zicea Apostolul, că cel firesc a prigonit pe cel duhovnicesc, atunci când nu au fost persecuții majore de forță, au fost alte forme mai ușoare de împotrivire, de la batjocură până la pierderea unui loc de muncă sau alte privări de drepturi. Să ne amintim în acest context de cuvintele Domnului, Evanghelia după Ioan, capitolul 15. El și-a învățat ucenicii de la început despre ceea ce urma să vină peste ei. Ioan 15, de la versetul 18. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi cine este a ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Deci persecuția sau orice altă formă de prigoană vine peste credincioși datorită relației lor cu Fiul și cu Tatăl. Evident că în spatele tuturor acestor forțe prigonitoare este diavolul, dușmanul lui Dumnezeu, cel care a fost înfrânt de Domnul Iisus Hristos. Tot aici citim în capitolul 16, versetul 1 și 2: v-am spus aceste lucruri pentru că ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă, va veni vremea când oricine vă va ucide
să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Aici se face referire la prigonirea pe fond religios. De regulă, aceasta a produs cele mai mari victime. Să ne amintim de Apostolul Pavel, care de-a lungul vieții sale de slujire a îndurat foarte mult. Prigoniri din partea iudeilor, a neamurilor, lovituri, bătăi și în final moarte de martir. El spunea în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 12, generalizând acest fenomen, ceea ce înseamnă că lecția aceasta este valabilă pentru oricine, fie în forma ușoară sau într-una gravă, cu accente martirice, 2 Timotei 3, cu 12. De altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Toți. Cuvântul este foarte clar. Să privim la câteva forme de constrângere și persecuție. Și într-o a doua parte, la martiraj. Mi-am amintit despre o vedenie pe care a avut-o un frate referitoare la istoria din ultimii ani a României și la ceea ce urmează în următorii ani. Nu mai știu exact la câți ani după Revoluție, nu chiar de mult, a avut loc acest mesaj, dar se vedea un dosar al Bisericii din România și niște oficiali de rang înalt care scriau în el. Fusese închis un capitol numit Constrângerea Bisericii. După 90 se deschisese un alt capitol numit Libertatea Bisericii. Urma un capitol pe care scria din nou Constrângerea Bisericii. Și un ultim capitol, Persecuția Bisericii. Ceea ce a fost, va mai fi. Și pentru noi, și pentru alții. Acum, sunt diverse forme de constrângere. Poate la nivel de familie, pentru unii, în alte țări, în societate, însă chiar și în ziua aceasta, când noi studiem aici în Libertate despre persecuție, sunt mulți oameni închiși pentru credință, sunt familii care în zilele trecute și-au pierdut membrii ai lor prin martiraj și alții care urmează zi de zi. Cei care țineți legătura cu reviste care descriu viața martirilor sau a misionarilor, a slujirii în general prin alte țări, sunteți mai la curent cu permanența acestui fenomen. Persecuțiile pentru numele Domnului, repet, în formă ușoară sau gravă, sunt date de relația noastră cu Domnul Hristos, pentru că o viață spirituală în Hristos, când chem numele Lui, când vorbești despre El, aduc efecte fizice. Într-un conflict cosmic în care ne aflăm, așa cum am învățat la una din lecțiile anterioare, ceea ce va cauza represalii din partea sistemului demonic. Noi suntem într-un conflict și diavolul se răzbună asupra trupului nostru. Pentru că Duhului, în fond, nu are ce să-i facă. El ne ispitește, dar noi putem fi biruitori. Însă peste trup, peste călcâiul nostru, așa cum a fost profețit de la început, are o anumită putere. În cartea Apocalipsa, capitolul 2, este scris pentru cei din Smirna, încurajându-i pentru ceea ce avea să urmeze astfel. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temnițe pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Asta e scris în Apocalipsa, dar acum vă citesc din Cartea Faptele Apostolilor pentru a vă reaminti cum a pătruns Evanghelia în Europa.
Știți că Pavel a fost chemat pe continentul nostru, a ajuns în Filipi, acolo a fost convertită Lidia, neavând un locaș de închinare, se adunau pe malul apei și de fiecare dată le ieșea înainte o vrăjitoare, care încerca aparent să le facă o prezentare favorabilă. Pavel a mustrat duhul acesta pentru că n-a acceptat să coabiteze în fața forțelor oculte și citesc de la versetul 19, când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigul lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila, i-au târât în piață înaintea fruntașilor, i-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să-i smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Nu știm ce ar fi urmat dacă Domnul n-ar fi intervenit cu cutremurul și cu eliberarea lor. Iată așadar cum a început lucrarea. Nu departe de noi. În aceste condiții ea s-a extins. Vorba apologetului Tertulian: sângele martirilor este sămânța creștinismului. Noi știm că sângele Domnului Hristos este sămânța, dar oricum sângele martirilor continuă la un nivel înalt această mărturie hristică. Pentru că oricine se implică să trăiască sfințenia și mai mult, să depună mărturie despre Domnul Hristos, să vestească împărăția, ceea ce este o necesitate pentru mântuire și pentru judecată, fie în vederea salvării oamenilor, fie doar pentru mărturia din ziua de apoi, va avea cu atât mai multe represale din partea oamenilor. Suntem însă datori să nu ne trăim credința într-un mod ascuns, ci să o prezentăm chiar în condiții critice. Domnul spunea, citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetele 12 și 13, dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi, vă vor prigoni, vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților, înaintea dregătorilor, din pricina numelui meu. Vedeți? În atâtea referințe biblice e scris că prigoana întotdeauna e legată de numele Domnului. Iată și motivul pentru care Domnul îngăduie. Versetul 13. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Pentru că va fi o judecată. Și fără martori nu se poate derula. De aceea și în cartea Apocalipsei, mă întorc la capitolul 2, citind acum versetul 13, sunt încurajați și dați exemple apoi cei care au suferit pentru mărturia sfântă, ținând sus cuvântul vieții. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Deci mărturia amplifică martirajul. Adesea credincioșilor li s-a spus: tăceți, rugați-vă și să nu mai știe nimeni. Dar apostolii au spus de la început: noi nu putem să nu vorbim. Și de îndată ce vorbesc, mesajul se răspândește cu putere, oamenii se convertesc, ceea ce întărâtă și mai mult prigonitori. Sunt stări și efecte. Însă, rețineți încă un adevăr, persecuția va cerne pe poporul Domnului. Am întrebat pe un frate din Ucraina, care este diferența dintre biserica din vremea prigonită a Uniunii Sovietice și cea din libertatea Rusiei și a țărilor foste componente ale Uniunii Sovietice. Și îl spunea, atunci aveam dezavantajul că nu ne puteam organiza,
n-am putut construi biserici, n-am putut face misiune, nu pot avea un cor sau alte structuri în biserică, dar în schimb, zicea el, atunci cei ce se botezau erau curați, că nimeni nu-și risca libertatea și posesiunile materiale să se boteze de formă. Atunci nu aveam predicatori falși, că nimeni nu risca să meargă în Siberia. Câți erau, erau curați la suflet. Pe când acum, adăuga el, ne-am organizat biserici mari, clădiri pe măsură, facem și misiune, însă suntem amestecați. Nu mai știm câți sunt curați și câți sunt adevărați. Persecuția cerne poporul Domnului, îi selectează. Spunea Domnul, citesc din Luca capitolul 22, versetul 31 și 32, vorbind despre ceea ce urma să vină peste ucenici, în mod special peste Petru. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Dacă ar fi fost găsit ușor și ar fi căzut prin ciurul diavolului, se pierdea și el, ca Iuda. În Matei 24 sunt tot cuvintele Domnului, care a vorbit despre urmările prin căderea unora, dovedirea lor de fapt. 24 cu 9 și 10, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții. Selecția poporului sfânt. Pentru că vor fi zdruncinate și relațiile de familie. În vremuri de persecuție sunt interogați și anchetați, înfricați, la unii li se promite anumite avantaje și oamenii cedau urmând să-și trădeze chiar și pe cei apropiați. Domnul spunea în Matei capitolul 10, punând în temă ucenicii să se aștepte la așa ceva. Citim de la versetul 21, fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scola împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și tot în acest context spunea Domnul, citesc versetele 38 și 39, cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine o va pierde, pentru mine o va câștiga. Mă gândesc, dacă ar fi să vină peste noi prigoana, câți rămânem? Nu mai știu exact unde, dar dacă a devenit poveste, poate că a fost cândva adevărat. Se spune că într-o biserică la țară, într-o zi de vară, predica un frate despre rezistența și răbdarea în fața persecuției. Și în timpul predicii lui au intrat în biserică doi milițieni. Și cum era amvonul departe de geam, doar un salt a făcut și a fost afară. Pentru că s-a temut pe cine să le ia primul, pe el. Și s-au gândit ceilalți, deși milițienii nu veniseră pentru vreo anchetă, era un alt motiv. Cât a crezut din ceea ce a spus? Nimeni să nu se laude că ucenicii și în mod special Petru au pățit-o. Mai degrabă, așa cum îndemna Domnul în Ghețiman, să ne rugăm. Căci carnea este neputincioasă, Duhul însă poate fi întărit de Domnul și astfel să putem rezista. Mai citesc și din Luca 21, este aceeași predică a Domnului, alte amănunte de la versetul 17. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde.
prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Atunci lupta este pentru suflet, se pierde mântuirea. Domnul să ne întărească și acum și atunci. În timpul de anchetă sau de suferință, Domnul prin Duhul va fi alături de credincioși. Asta să ne fie clar și un motiv puternic de întărire. Aici este scris în versetele 14 și 15, țineți bine minte și să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde. Căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Înseamnă că Duhul lui Dumnezeu atunci va face din noi toți un fel de proroci. Ne va pune în gură ce nu ne-am propus dinainte să răspundem și să vorbim. Iar în Matei, în capitolul 10, este scris ceva asemănător, versetele 19 și 20, dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați. Fac aici o paranteză. Cine se îngrijorează în cele pământești acum în libertate, oare va putea să nu se îngrijoreze când este vorba de persecuție? Gândindu-vă ce veți spune, că și ce veți avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Frumoasă promisiune! Totodată este scris că Domnul va controla dimensiunea suferinței, va decide destinul. El va hotărâ dacă suntem ocrotiți sau dacă vom fi lăsați spre a fi martirizați și omorâți. Amintiți-vă de discuția lui Petru cu Domnul Iisus descrisă în Ioan 21, când Domnul îl întreabă, mă iubești? Apoi îi spune să păstorească turma lui Dumnezeu și în final adaugă, vino după mine. Petru și-a dat seama despre ce este vorba. Și-a întrebat, notează evanghelistul Ioan, care era și el de față. Capitolul 21, versetul 20. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau că el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Aceste cuvinte potrivesc perfect ultimele generații. Unii vor muri și alții vor rămâne exact până vine Domnul, la modul propriu și foarte concret. Domnul alege. Să nu uităm însă că și Ioan a suferit în insula Patmos. Doar când a fost scris Apocalipsa, am citit de la început, el avea deja câțiva ani de penitenciar, de muncă silnică, la 90 și ceva de ani. Să citim din cartea Apocalipsa, capitolul 12, pentru a vedea felul în care Domnul intervine și limitează prigoana. Evident că el poate să o oprească, să o controleze. 12, cu versetul 4, partea a doua. Balaurul a stătut înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când se va naște. I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească, era să cărmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul de domnie. Și femeia, simbolul poporului Dumnezeu, a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Și continuăm de la versetul 13, când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Ce șanse ar fi avut o femeie în fața unui balaur? Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie. În locul ei, unde este hrănită o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi departe de fața șarpelui. Deci iată o ocrotire în fața prigoanei. Atunci șarpele a aruncat din gură apă ca un râu după femeie ca să o ia râul, dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura
și-a înghițit râul pe care aruncase balaurul din gură. Avem mai multe situații în istorie când Dumnezeu a ocrotit pe credincioși. De exemplu, în vremea reformei, n-ar fi fost șansă de eliberare de sub puterea bisericii stăpânitoare catolice dacă anumiți prinți din zona Germaniei n-ar fi ocrotit pe Luther și pe reformatori. Să ne amintim că și în cartea Faptele Apostolilor, apostolul Pavel a fost ocrotit adesea de autoritățile romane împotriva unor prigonitori. Și poate cel mai puternic argument este situația din anul 70, despre care Domnul a avertizat pe ucenici. Citim din Matei 24, pentru ca să avem o imagine a ceea ce poate să facă Domnul oricând. De la versetul 15, de aceea când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei din Iudeea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pocoare să-și ia lucrurile din casă. Cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarnă nici într-o zi de sabat, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, deci dacă n-ar fi o intervenție a Domnului, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Armatele romane au asediat Ierusalimul, dar datorită decesului cezarului de la Roma, asediul a fost întrerupt, timp în care credincioșii care au ascultat mesajul Domnului s-au retras în zona din munții Domnului, la Pela, și au scăpat. Nu știm exact sub ce formă va ocroti Domnul pe o parte din poporul său până la sfârșit. Prin ocrotirea dată de anumite autorități dintr-o parte a globului? Prin felul în care va interveni asupra naturii, cum a intervenit cu cutremurul din Filipi? Cert este că numai cei prinși pe lista martirilor vor plăti prețul vieții. Ceilalți, într-un mod limitat, vor fi îngăduiți să suferă, dar Dumnezeu va putea să intervină ca să-i ocrotească. Citeam despre un frate care a urmărit de Biserica Catolică în Evul Mediu și primarul sau guvernatorul unei zone sau unei localități a fost anunțat că vine o gardă să-l aresteze. A trimis repede la el să-i spună, du-te și te ascunde. Eu nu pot să te ascund, pentru că trebuie să depun mărturie, că nu știu unde ești. Fratele a plecat. Era seară, luându-și doar o pâine cu el. S-a dus și la periferia cetății, Domnul mi-a dat în gând, urcă-te în podul acestei case, care era pustie. Și a stat acolo ascuns 2 săptămâni până s-au terminat toate căutările. Minunea a fost că, într-un mod ciudat, în podul în care a fost el ascuns, a urcat în fiecare zi o găină și a luat un ou. Și cu pâinea ce a avut-o, a supraviețuit. Până când căutătorii au plecat și el, fiind ocrotit de autoritățile locale, și-a continuat viața și slujirea. Povestea fratele Horobeț din Kamica, din Ucraina, că atunci când a fost arestat, a fost bătut, i-au fost burați toți dinții din gură. La un moment dat a strigat către Domnul și Domnul i-a luat toate durerile. Și n-a mai simțit nicio lovitură. Doar până la un moment dat al bătăilor. Atunci s-a rugat și a zis, Doamne, pentru Petru ai avut un înger să-l scap din temniță. Îngerul acela nu mai trăiește. De ce nu-l trimis la mine? Și în timp ce el se ruga, a văzut în vedenie un înger venind spre el. Și o altă mână s-a întins în fața îngerului și a auzit o voce. Peste 8 ani. El a avut condamnare mai lungă, dar exact la 8 ani a fost eliberat. Deci atât i-a fost îngăduit să sufere.
Am putea spune că este ca și în cazul unei boli. Dumnezeu decide cine e vindecat, cât te lasă să suferi sau cine moare. Ceva asemănător este cu prigoana. În situațiile acestea este normal să intervină o teamă pentru noi, pentru familie. Domnul a permis, în caz de prigoană, fuga, evadarea. Au fost credincioși, apropo de Rusia, care a evadat. Apelul la autorități, cererea drepturilor de libertate. Numai să te lepezi este păcat. Sau să-ți părăsești locul în care Domnul te-a pus și să nu păstorești turma. Dar Domnul a spus foarte clar. Hai să citim despre asta în Matei, capitolul 10. Versetul 16 și 17. Iată, vă trebuie ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Deci în asemenea vremuri credincioșii au trebuit cu multă abilitate să se înțeleagă unde se roagă, unde se întâlnesc, ce fac. Nu trebuie să se dea ei în gura lupului. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagojile lor. Versetul 23. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetății lui Israel până va veni Fiul Omului. Știți că prima misiune a început cu ocazia unei prigoane. Au fost prigoniți la Ierusalim și s-au împărțit în toate părțile. Au dus mesajul mai departe. Pavel, la rândul lui, știți, era urmărit de iudei, într-o cetate fugea în alta. Se întâmpla când iudeii mergeau și acolo și Pavel mergea mai departe. Și acum am citit din Apocalipsa 12, însăși Domnul a dat aripile vulturilor acelei femei să fie dusă în altă parte și să fie păzită, ocrotită. Și Apostolul Petru are un mesaj în privința aceasta în întâia sa epistolă, capitolul 3, versetul 15, era tot o vreme de persecuție. Hai citim și 14. Chiar dacă aveți să suferiți pentru neprihănire, fericiți de voi. N-aveți nicio teamă de ei și să nu vă tulburați. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteala de nejdete care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru că cei ce vă bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău, pentru că în vremuri de prigoană adesea se recurge la diverse calomnii pentru a fi incriminați credincioșii și acuzați. Trebuie să se răspundă cu demnitate, afirmându-se adevărul. Am auzit chiar recent despre niște profeții care au fost înainte de al doilea război mondial pentru credincioșii din Rusia să plece ca să scape de război și apoi de tot ceea ce a urmat. Unii din partea de răsărit au fost sfătuiți să plece spre Australia, alții din partea de apus au fost sfătuiți să plece prin Germania spre America de Sud. Deci, în asemenea situații, trebuie să fim atenți la ceea ce Domnul ne permite, ne îngăduie și nu trebuie să facem acte de eroism în plus. Așa cum s-a întâmplat, de exemplu, cu Origen, cel mai mare scriitor al Bisericii Creștine, când tata lui a fost dus pentru a fi martirizat, el era adolescent, a vrut și el să meargă. Mama s-a ascuns hainele și n-a putut. Pentru că Dumnezeu a avut cu el altă lucrare. A scris mai mult de 2000 de cărți. Fiecare este cu chemarea și cu mandatul lui. Domnul să ne ajute să ne întărească pe toți. În ce privește martirajul, adică moartea efectivă pentru numele Domnului, ea este lucrarea balaurului prin diverse fiare, din adânc, din mare, din pământ, așa cum citim în Apocalipsa,
sub influența profetului mincinos și a femeii care călărește pe fiară. De regulă, persecuțiile cele mai crude au fost conduse de elemente religioase. Iată ce citim în cartea Apocalipsa, capitolul 13, versetul 15. I s-a dat putere să dea suflare icoane fiarei, ca icoana fiarei să vorbească. Cu ce scop? Și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. În capitolul 17 este prezentat cine conduce acest scenariu. Versetul 6. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Și zice în versetul 18, și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. În cazul Imperiului Roman a fost Roma. Prin cultul cezarului, prin preoții și alți oameni din administrația cezarilor care slujeau în asociație cu preoții cultului cezarului. De aceea în Apocalipsa 18 este prezentată distrugerea Babilonului, în primul rând datorită acestei vinovății. Pentru că zice în versetul 6, răsplătiți cum va răsplătit ea și întoarceți după faptele ei, turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Și iată ce citim de aici, în versetul 24, pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor ce au fost junghiați pe pământ. Să fim așadar atenți și să înțelegem valoarea lucrărilor politico-religioase, care sunt cele mai destructive în vederea oprimării poporului Dumnezeu. Când religia se unește cu statul și când ajunge să-l domine, în mod special în imperii, credincioșii au suferit cele mai mari prigoane. Au fost martiri în primele veacuri, care sunt foarte cunoscuți, pentru că s-a acumulat multă tradiție deja. Dar au fost martiri și în secolul 20. Auzeam recent, dintr-o carte lecturată, am înregistrare audio, dacă vrea cineva o poda, despre martiri din ultimele decenii. De exemplu, se povestea despre o familie cu vreo 8 sau 9 copii, când într-o zi au venit cei de la poliția politică, au năvălit peste ei în timp ce se rugau, bărbatul din casă a fost dus pentru anchetări, s-a încercat să se arunce apă pe copilul cel mic în ideea ca mama să fie nevoită să meargă cu el la spital și între timp ceilalți, neavând susținere paternă, să fie duși în căminele unde să fie crescuți în spiritul lor ateist. Însă copilașul nu s-a îmbolnăvit și mama a rămas cu ceilalți, dar tatăl a fost prigonit foarte crunt. I se cerea doar atât, să se lepede verbal sau să treacă de partea lor, să fie pus slujitor și să colaboreze cu ei. El a refuzat. A fost bătut, la un moment dat a fost pus să stea pe un scaun de tortură și la picioare, pe un trepied, a fost pus un lighean în care ardeau cărbuni aprinși. Culmea durerilor a fost momentul în care i-au adus pe soția lui ca să-l facă să renunțe la credință. Din el curgea sânge datorită cuilor din scaunul de tortură și un soare și sânge din picioarele care se topeau. În momentul acela a fost deschisă ușa să intre soția lui. S-au văzut pentru ultima dată. Ea l-a întărit și i-a spus, rămâi în mărturia ta. Ea apoi a fost încărcată într-un camion și dus în Siberia cu toți copiii, pentru ca să se șteargă urmele acelei familii. Oameni care au plătit un preț greu datorită refuzului
de a se lepăda de Domnul și de numele Său. Domnul se va judeca cu toți acești torționari. Dar până una altă, unii din frații noștri își pierd viața. Există însă un timp limită pentru martiri. Nu toată istoria a fost numai martiraj. Este o biruință limitată, o bucurie puțină pentru biruitori. Însă ea a fost profețită încă din Vechiul Testament, citesc din Cartea Daniel, capitolul 7, versetul 25. Este în legătură cu Apocalipsa. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui. Și când e vorba despre prigoană cruntă, e un timp limitat. O vreme, două vremi și o jumătate de vreme. În capitolul 8 este reluat de la versetul 23 tot despre sfârșitul stăpânirii acestor fiare. Și de asemenea este scris aici, versetul 24, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Este o vreme îngăduită de Dumnezeu. Aici în Daniel este scris despre urăciunea pustirii, 9:27, ea a avut o primă împlinire în anul 169-168 înaintea erei noastre, când împăratul sirian din dinastia Seleucizilor, Antioh Epifanes, a intrat în templu din Ierusalim, a întrerupt slujirea, omora pe toți cei care mai dețineau Cartea Sfântă, a sacrificat un porc pe altar și s-a dus prin toată țara să implementeze o elenizare forțată. Însă a fost un bătrân, Matania, care n-a vrut să se închine și a ucis pe reprezentantul împăratului care mergea cu propunerea de închinare în fața idolilor. S-au ridicat fiii lui, așa numiții frații Macabei, despre care i-a profețit în Daniel. Ei au purtat un război și după 3 ani și jumătate, templul a fost curățit. De atunci datează sărbătoarea luminilor. După ce au aprins sfeșnicul, n-au avut suficient un de lemn și spune că a ars mai multe zile în șir, cu rezerva cât au avut-o în acel moment. A fost o lucrare necesară, pentru că dacă se distrugea religia evreilor, gândiți-vă de lucrarea lui Ioan Botezătorul și a Domnului care urma să vină după 100 de ani, ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi pierdut toate acele noțiuni sfinte? Deci a fost o lucrare a diavolului de a distruge. A fost îngăduit o vreme, apoi Domnul din nou s-a reimpus prin puterea slujirii sale. O imagine interesantă avem în Apocalipsa 11 despre timpul prigoanei. Scrie aici despre doi martori pe care Domnul îi va folosi și nimeni n-ar ce să le facă. Versetul 5, 6, au putere și interesant versetul 7. Când își vor isprăvi mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Vedeți că diavolul n-are putere până nu-și termine oamenii lucrarea? Apostolul Pavel scria în 2 Timotei, mi-am sfârșit alergarea. Deci, nici pe Domnul Iisus Hristos, și voi citi asta, nu au putut să-L aresteze, deși au încercat să-L prindă, să-L omoare. Au trimis o gardă să-L aresteze, până nu a venit vremea. Acești doi martori s-au încheiat mărturia și apoi s-a permis martirajul. Dar așa cum vă spuneam, bucuria celor este scurtă. Scrie aici, în versetele următoare, și trupul lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari care, înțeles duhovnicesc, se cheamă Sodoma și Egipt, unde au fost răstigniți și Domnul lor. Asta e domeniul religios, care a ajuns ca Egiptul, ca lumea și ca Sodoma, oamenii cu cei mai stricați. Și oamenii din orice norod, din orice seminție, de orice limbă, de orice norod, vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupul lor moarte și nu vor da voie ca trupul lor moarte să fie pus în mormânt. În antichitate a murit cineva și a nu fi omorât, a nu fi îngropat, era o mare jignire. Nu ca acum la noi, că ar fi jignire să-l îngroape, era altă cultură în ziua aceea.
Și locuitorii de pe pământ se vor bucura, se vor beseli de ei, își vor trimite darul în altora pentru că acești doi proști chinuiseră pe locuitorii pământului. În sensul pedepsilor, așa ca Elie, cu scopul ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Scurtă le-a fost bucuria ca și cu ocazia morții Domnului până la anunțul învierii. Spuneam că citește despre Domnul Luca capitolul 26 de la versetul 50, nu, Matei 26, din Luca citim din 22. Deci mai întâi Matei 26 de la versetul 50. Iisus i-a zis lui Iuda, prietene, ce ai venit să faci, fă? Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâine pe Iisus și l-au prins. Unul a scos sabia, a tăiat urechea marului, nepotului, robului marului preot. Atunci Iisus i-a zis, pune sabia în locul ei, că ce te scos sabia, de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Deci Domnul ar fi putut să evadeze. Dar zice tot aici, versetul 56, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Iar în Luca 22 este un amănunt interesant, versetul 53 sunt cuvintele Domnului care a zis așa. În toate zilele am cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acum este ceasul vostru și puterea întunericului. Deci, fiecare dintre noi poate să suporte moartea de martir doar după ce își termină lucrarea. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne păzească până atunci. Avem însă asigurarea din partea Domnului. Ceea ce trebuie să știm în momente limită de prigoană în fața morții este să nu ne lepădăm. Atunci n-ai nevoie să mai dovedești pocăința sub alte forme. Atunci nu-i mai vremea nici de milostenie, nici de alte fapte bune. Atunci doar atât, răbdare și să nu te lepeți de Domnul. Pentru că este scris, Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Versetul 8 din capitolul 13, și toți locuitorii pământului se vor închina. Toți aceia căror nume n-a fost scris din întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Și versetul 10, partea a doua, aici este răbdarea și credința sfinților. Mă adaug cuvintele Domnului din Matei, capitolul 10, care îndemna la rezistență prin răbdare și mărturisirea cuvântului Domnului în acele momente. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Acesta e marele păcat în vremea prigoanei, lepădarea, verbală, scrisă, să ne dea Domnul har și putere. Pentru că persecuția este o realitate pentru care trebuie să ne rugăm, să o facem din timp, și să știm că dacă va fi să fim careva dintre noi printre martiri, Dumnezeu ne va da harul să putem rezista. Viața împreună cu Hristos se trăiește prin credință și moartea este tot prin credință. În Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 27, Domnul are un cuvânt pentru sine care îl putem lua și noi în momente limite. Adică după o viață de pocăință, ce ar fi necesar să te lapezi la sfârșit? Dimpotrivă, să spui exact cum a zis Domnul. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mi ceasul acesta?
Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Adică Domnul tocmai pentru moartea de pe cruce făcuse tot ce făcuse până atunci. Și noi, mai exact cei care vor ajunge a fi martiri, tot ce au făcut ei se încununează în momentul morții ca martiri. Mai citesc și din 1 Epistola Apostolului Petru. Vă spuneam că epistola sa a fost scrisă tot în vreme de persecuție. Și să știm că în acele momente Duhul Sfânt ne va da ce să vorbim, dar totodată ne va inunda cu puterea sa. Se va odihni peste noi. Este o plăcere pentru Dumnezeu să vadă mărturiile sfinților în fața prigonitorilor. Este dovada cea mai puternică de înfrângerea diavolului. 1 Petru 4:12, prea iubiților, să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă pentru cât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați, să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți bajocoriți pentru numele lui Hristos, ferici de voi, fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Când am vorbit despre conflictul cosmic, spuneam că sună ciudat niște versete din Apocalipsa, cum că sfinții vor fi biruiți, înfrânți. De fapt, ce vrea să spună asta? Persecuția, în primul rând martirajul, prin faptul că unii sunt apostaziați, deci cad, iar alții sunt omorâți, pare o înfrângere pentru poporul lui Dumnezeu. Se împuținează prin lepădare de credință și apoi se mai împuținează prin moartea unor sfinți. Este numai o aparentă înfrângere care va mări victoria din ziua de apoi. Va aduce o slavă mai mare. Iată ce citim în Apocalipsa 20, în privința aceasta, în capitolul 4. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe el li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tease capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinaseră fiare și icoanei ei și nu primiseră semnele ei pe frunte și pe mână, ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ce har pentru martiri, pentru cei ce au rezistat în fața prigonirii. De aceea Domnul spunea, Luca 12:4, nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot să facă nimic. Deci biruința celor răi, a prigonitorilor, este aparentă, așa cum s-au bucurat în mod pripit la uciderea celor doi martori despre care am citit în Apocalipsa 11. Pentru că imediat Duhul de viață a intrat în ei, au fost înălțați la Dumnezeu și a apucat o frică mai mare ca și atunci când erau pe pământ și aduceau peste ei diverse forme de pedeapsă. Conform celor spuse până aici, să ne rugăm Domnului să ne ajute să rămânem credincioși. Acum, în vremuri de libertate, cu diverse prigoane și supărări care apar. Iar în vremuri de criză, prin persecuție, Domnul să întărească în mod deosebit pe cei care vor fi martiri. Pe ceilalți să-i ajute să înțeleagă că fiecare își va termina lucrarea, va avea de dus o cruce, de băut o măsură, un pahar amestecat pentru noi, fiindcă în momentele de prigoană, atunci, spun cei în cauză care au trecut prin ele, au trăit cele mai mari bucurii. Frați care și în România au făcut ani de închisoare, au compus cântări, versuri, s-au născut revelații speciale și în urmă au declarat ce har a lăsat Dumnezeu peste ei în momentele acelea. Domnul să ne întărească pe toți și să ne ajute. Amin.